mai frumos decât pe ecran. Doi, trei de probă, vulturul, 2-3. Nu știți vreun doctor de nebuni? Nu știți vreun balamuc care să aibă locuri libere? Pentru că vreau să-mi internez familia care a dat în boala asta ziarelor. Asta n-ar fi nimic, dar tot ce în ultima vreme nu citesc decât publicații sexy. Numai un pic de rușine. Pe mine, ca să mă convertească, mi-au lăsat aseară pe Perno publicații de n-asta porno-sexy. Domnilor, dacă ați vedea ce scriu ăștia acolo, dacă ați vedea ce fotografii publică ăștia, ți se face părul măciucă în cap. Da, dar numai părul, că în rest pe mine nu mă mai... Vă bucurați! Nevastă mea, născută în zodia Fecioare, femeie cum se cade, cu frica de Dumnezeu, a nebunit de tot. De când citește o publicație erotică intitulată Eros, se uită la mine ca la fraierul român. A început să schimbe gusturile, să devină mai rafinată, ci că fructul oprit nu mai are niciun gust dacă îi culesc cu acte de căsătorie. Și nebuna pretinde că mărul ăsta grețesc trebuie mușcat. Într-o zi mi-a rupt în fața actul de căsătorie și mi-a zis: da, azi nu mai ești soțul meu, ești amantul meu. Mi-a luat cheile de la casă și în fiecare seară când vin de la birou mă pune să mă furișez pe geam în casă ca să mă țin de toată noaptea încuiat în garderob. Nu mai pot, domne, soacră mea n-ar spune că e o femeie cum se cade, e o scorpie, născută în zodia scorpionului. Da, da, femeie pudică, venită de la țară, care nu știa nici de unele, nici de altele. În loc să citească agricultorul român, citește sexy balamuc. Nu că s-a zărghit rău de tot pe socrul săracul, nu-l hrănește decât cu alimente din astea afrodisiace. Îi dă în fiecare seară câte un lighean de salată de țelină, iar seara îi toarnă direct pe gât cu pâine, câte o damigeană de vin negru, puterea ursului. Ca să nu mai spun câte viagra bagă în el. Asta nu m-ar deranja. Dar socrul meu citește ziarul Prostituția. Și în fiecare seară se împrumută de la mine ca să se achite față de soacră mea. Nu că nebunia mea cuprinșare, poate nără familie, fiul, student la Politehnică. E abonat la niște revise din astea cu fotografii cu femei goale, pe care le decupează și le lipește pe perete. Și toate sunt fotografiate în poziția aia de balet șpagat. Da, da, cu șpagatul direct spre obiectiv. Când intri la el în cameră, parcă intri la ea la obicioară. Direct în peștera muierii. I-am spus: bă, băiatule, dacă îți place atmosfera asta, mută-te de la Politehnică la ginecologie. Nu că nebunia mi-a cuprins și rudele din provincie, mi-a scris sora mea de la Târgu Mureș că fiul ei și nepotul meu, Gigel, vrea să se căsătorească cu cel mai bun prieten al lui. Gyuri Horvat. Am simțit că mi se ridică sângele la cap. Ei, cum o să căsătorească nepotul meu cu un ungur? Cel mai bun prieten al meu, Costel, m-a întrebat adineaur dacă știu ce e la un grup sexy. I-am spus că abar n-am. Ce ai să faci, Molițu? Zic, fă-o! Ce bine, eu, tu și nevastă, da. I-am spus că nu sunt de acord. Ce bine, atunci pe tine te tai de pe listă. Nu, dar termin-o cu toți nebunii ăștia, nu mai vreau să fiu tată, bunic, ginere, cumnat, frate, prieten, nimic. Fac și eu ce a făcut celebra cântăreață Amanda Lear. O mică operație chirurgicală și devin femeie. Domnilor,
aveți puțin tică răbdare, că sunt al vostru. Vă pup frumoșilor, I love you. Mulțumesc foarte mult. Nu știți ce frumoși sunteți. Aș vrea o dată pe rând așa să treceți pe scenă să vă uitați la cum arată o sală plină. O sală plină care nu poate să o facă decât angel sub patronajul domnului Suțuianu, director acestei clădiri care, uitați în ce hal o ține. Ce? Da, vorbesc, este unul cei mai mari gospodari care i-am întâlnit în viața mea și îi mulțumesc pentru că patronează asemenea evenimente și ne dă nouă, nu vouă, posibilitatea să vă mai vedem din când în când. Vă mulțumim din suflet! Printre altele, o să vă chinui puțin în seara asta, că n-am încotro. Printre alte apucături, eu mai și cânt. Și de-aia nu vreau să pierd prilejul, că dacă toți sunteți aici, să vă cânt o melodie din repertoriul meu, repertoriul lui Nat King Cole. Maestre! A început. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ayer se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que hace acabar por llorar. Que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que fue. Las rondas no son buenas, que hacen daños, que dan penas, que hace acabar por ce-ai rufele la gârlă.
care mândră erai, bre, în rochița de la me. Of, of, și mai de mine, of, of, și are jos. Of, of, și mai de mine, of, of, și are jos. Din anul 1979, cuplul Stella Popescu-Alexandru Arșinel au început o frumoasă colaborare ce a durat 38 de ani. Altra de zi, pentru voci mirovolante, care prin restaurante uneori mai poți găsi. Te vezi să miști, imitem pe nu știu cine, pronunțând de limbi străine, vorbe cum s-or nimeni. Nefelicita, că știm italiana din piața romană, nefelicita. Albano Romina și Ciao Ciao Bambina, nefelicita. Celentano Modugno și Toto Cotugno și etc. Nefelicita. Suntem mai buni decât toți, un cuplu celebru de artiști poliglot. Și ca să fim mai cumos, cântăm și în engleză. I just call to say I love you. Își opteau duios la telefon. Iar noi doi la fel, I love you. La bufetul din Pantelimon. Au făcut sute de turnee în străinătate, mai ales în America și Israel, dar și în Africa de Sud, Australia, Brazilia, Argentina, la Londra, la Paris, unde spectacolele în care au jucat s-au bucurat de un succes imens. Aș da zile de la mine să fiu iară lângă tine, să joc drama de mazerii, drama asta cu camerii. Fiul lui Dumnezeu se știe, astăzi trista tragedie, veria-și parli bucata și-a schimbat-o traviata. La 23 noiembrie 2017, Stella Popescu părăsește scena vieții și a teatrului. Acum ne e dor și cu ochii plecați îți punem sărut mâna, Doamne! Jumătate din viață, Alexandru Arșinel a fost pe scenă alături de Stella Popescu. Și să nu uităm pe marele scriitor Mihai Maximilian, cel care a dăruit acestui cuplu legendar texte uluitoare. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumesc și pentru Stella. Mulțumesc vouă că n-ați uitat-o și trăiesc cu speranța că nu să mă uitați și haideți să zâmbim. Maestre! Hai, zâmbește! Hai, zâmbește! Ce e bun pus deoparte, stai cu noi, nu te desparte. Cunosc o mică mahala unde oamenii se adună, cântând, dansând cu pași vioi, sunt fericiți doi câte doi. Privește atunci la dansul lor, e o minune pe un nor. Melodia din chitară printre stele parcă zboară. Hai toată lumea! Hai, zâmbește! Hai, zâmbește! Hai, zâmbește! Ce e bun e pus deoparte, stai cu noi, nu te desparte. Mulțumim!
sei. Hai, zâmbește. Hai, zâmbește. Ce e bun de pus deoparte, stai cu noi, nu te desparte. Cunosc o mică mahala unde oamenii se adună. Când îmi dans în cupași bioi, sunt fericiți doi câte doi. Privește atunci la dansul lor, e o minune pe un or. Melodia din chitară printre stele parcă zboară. Hai, zâmbește. Hai, zâmbește. Hai, zâmbește. Ce e bun e pus deoparte, stai cu noi, nu te desparte. Hai, zâmbește. Hai, zâmbește. Ce e bun e pus deoparte, stai cu noi, nu te desparte. Hai, zâmbește. Ece homo! Iată bărbatul. Sunt homo. Hominis. Homo arșinelus. Sunt exemplarul cel mai perfect al rasei umane. Cu un cap care cântărește un chil și o litră de creier natur, cu doi prezbiți, domni carnice, și două picioare care m-au purtat din Dolhasca până pe aeroportul Kennedy din New York, până în portul central din Sydney și până în gara Lehliu, din Lehliu gara. Eu reprezint evoluția bărbatului pe pământ de la Homo primitivus până la Homo sapiens și de la Homo sapiens până la cel mai evoluat Homo din zilele noastre. Homo sexualis. Ce vreți? Asta e moda. Toate filmele se împline cu homosexuali. În Parlamentul României se discută despre homosexuali. La Londra a fost legiferată căsătoria dintre homosexuali, iar în Statele Unite fostul președinte Bill Clinton a fost ales și cu voturile homosexualilor. Ce vreți? A nebunit lumea. Și nici eu nu mă simt prea bine. Mă bate gândul să-mi las așa o codiță pe spate, să-mi pun doi cerceluși și în urechi, travestia, am jucat. Așa că am oarecare experiență. Roghi, am sutiene, o să le port pe ale soției mele, pentru că e singurul lucru la care încă ne mai potrivim. De altfel, i-am observat oarecare schimbare în comportamentul meu, pentru care în fiecare dimineață când mă scol, îmi zice, azi ia te-ai sculat cu fundul în sus. Horoscopul mă avantajează. Sunt născut în zodia Fecioare, în anul Solomie, în o parlând. De altfel, un amic de-al meu mai rafinat mi-a făcut zilele trecute un compliment când scotea mașina mea Charrier din garaj. Mi-a spus, băi, ce bine dai cu spatele. El nu are mașină. Are un cal pe care îl cheamă în Bucifal și locuiește în comuna Fundulea. Domnilor, e timpul să le lăsați pe doamne să se descurce singure. Ele cu ele, noi cu noi. Să mai terminăm o dată cu căsătoriile astea mixte. Vă propun ca imn al nostru neuitata melodie românească. O fată mai găsești, dar un prieten ba. Sau șlagărul internațional Cucuru Cucu Paloma.
Ăsta-i momentul nostru, acum când guvernul ne încurajează și le face pe toate dandoasele. Ce vreți, viața este o luptă. Și dacă vreți să deveniți homosexual, trebuie să puneți ce aveți mai de preț la bătaie. Nu e nicio rușine. Așa ne-a vrut Occidentul, a trebuit să intrăm în Europa. Chit că am intrat pe la curtici. Din totdeauna bărbații au avut un punct sensibil. Încă din antichitate, pe Ahile, când pierdeau bătălie, îl durea în călcâini. Pe Ulise, când îl aștepta pe Europa, îl durea în cot. Iar pe parlamentarii noștri, de când au apărut cazurile de corupție, îi doare acolo unde încă nu au fost chemați. În Curtea Supremă de Justiție. S-au și acoperit unul pe altul, pentru că numai împreună vom reuși. Așa că homosexual din toate țările. Oh, să îndrăznesc să încerc să închei acest recital cu o melodie, o compoziție proprie, vorbe și melodie pe care cu mulți ani în urmă la cina i-am dedicat-o unei mare cântărețe de populară. Sper să o descoperiți în melodia care vă cânt. Ileana Sărăroiu. Haide, mă! Opa! Inimă de dor nu știi, inimă, fireai să fii. Dorul meu de mult pleca, inima mi-te-a uitat. Inimă, tu știi de mult, dragostea e ca un vânt. Bate-n suflet, rău mă doare, dorul-i greu, iar vântul-i tare. Hai de mă! Inimă, de dor nu știi, inimă, fireai să fii. Dorul meu de dor tânjește, inima mi se ferește. Inima, de ce tresa, când de dor îți vorbesc ea. Dragostea din nou te înfruntă, inima nu te ascultă. Inima, de dor tu știi, dorul meu va reveni. Gândul meu la dor gândește, inima din nou iubește. Opa! Compozitorul Alexandru Arșinel. Și acum
directorul executiv al Centrului Internațional Antidrog. Pentru Alexandru Arșinel a fost un băiat foarte cu minte toată viața lui. Vine să ofere o diplomă de excelență. De asemenea, din partea Asociației Culturale Dracula, domnul Gigel Lazar, directorul executiv CIADO. Doamnelor și domnilor, bună seara, în primul rând. Bună seara, maestre. Ne bucurăm să ne revedem ca de fiecare dată, mai ales că ați fost un susținător al programului Artă contra Drog. Mulțumesc foarte mult pentru această diplomă și te rog să vii mai aproape de mine să vă spun o glumă. Că Dumnezeu a făcut pământul și a uitat să-i facă pe oameni. A făcut și cerul și apa și a venit Sfântul Petru și i-a zis: Doamne, avem pământ, avem apă, n-avem oameni. Fă oamenii. A făcut: Doamne, n-au minte, nu știu ce să facă. Fă-le un cazan mare cu inteligență și dă-le. Cum să le dau? Le dai câte un polonic. Le-a dat. La un moment dat zice: Doamne, e pe sfârșit. Dă-le câte o lingură. Doamne, se termină. Dă-le câte o diplomă. Acum adevărul este că noi nu vă dăm o diplomă, vă oferim o diplomă. Da. E mare diferență. Domnul Arșinel, în calitate de director al Teatrului Constantin Tănase, a fost alături în perioada respectivă. Acum este director adjunct și în aceeași măsură este alături de CIADO și Asociația Culturală Dracula. Și așa cum discutam de multe ori, o responsabilitate comună, dar și a fiecăruia dintre dumneavoastră, 10% elevi consumatori de droguri și 21% studenți. Și mesajul comun, ca de obicei, drogurile nu sunt periculoase pentru că sunt ilegale, drogurile sunt ilegale pentru că sunt periculoase. Deci, pericule! Flori și trofee pentru marele actor Alexandru Arșinel. La mulți ani, maestre! 60 de ani pe scenă, 80 de ani de viață.